Reprezentanții Minaurului spun că acum jucătorii sunt în perioada de pregătire, dar vor urma și competițiile. Anul acesta au plecat 6 jucători și au venit tot 6. La venire sunt nume bune, Toledo Jose, Scrobici Nicola, Buzogani Barna, Ramba Ionuț, Edmilson Araujo și Buguleț Tudor. Cum se pregătesc băieții în această perioadă? Noi am început pregătirea mai de mult. În perioada asta facem o pregătire comună cu pregătirea afară, combinată cu pregătirea în sală. Care este programul echipei în următoarea perioadă și când începe campionatul? Săptămâna asta, în continuare, ne pregătim afară și în sală, după care e o perioadă de pregătitoare, propriu-zis. Săptămâna cealaltă încercăm să facem un cantonament, după care săptămâna următoare, pe 24-25, avem un turneu, bine, pregătire normală, și la sfârșit de săptămână turneu la Turda, cu Turda, Bacău și Vaslui. Și în luna august, Minaur Baia Mare va continua pregătirile pentru un turneu la Făgăraș. Vom merge la un turneu la Făgăraș, după care pe perioada săptămâna următoare, 3-9 august, tot așa antrenamente pe plan local, după și turneu, va fi un turneu la Baia Mare, tot gen Final Four, în care va fi prezent Minaur, Turda, Timișoara și Suceava. Care este starea fizică? Prima etapă de campionat va fi pe 19 august. În ceea ce privește reluarea activității după restricțiile impuse din cauza pandemiei, team managerul echipei Minaur Baia Mare, Adi Popovici, spune că acest lucru s-a făcut treptat.